Terasa stângă a pârâului Sopot, în prezent Alea Viorelelor, este locul din care începe istoria Slatinei. Aici au fost descoperite de-a lungul timpului dovezi incontestabile că tot acel perimetru a fost locuit în mod continuu încă din anii 5500-5000 înainte de Hristos. Astăzi se fac din nou cercetări arheologice în zona în care se construiește un bloc de locuințe. Oamenii de știință au găsit zilele acestea bucăți din vase și cărămizi vechi de peste 7000 de ani. Ne aflăm într-un perimetrul al vetre inițiale de locuire a Slatinei, unde în urmă cu aproximativ 5500-5000 de ani ante Hristos s-au așezat primele comunități umane ale culturii Vădastra, cultura neolitică Vădastra, și de atunci până la apariția documentelor scrise, această zonă a fost locuită în mod continuu. De ce s-au așezat primii oameni care mai târziu vor popula Slatina pe acest perimetru? Suntem pe terasa stângă a pârâului Sopot și prezenta deosebite avantaje naturale, o apărare naturală foarte bună și de asemenea abundența în izvoare de apă potabilă a făcut ca aceste comunități să se așeze pe terasa stângă a Sopotului. Muzeul județean păstrează mai multe obiecte valoroase descoperite de-a lungul timpului în această zonă. Acestea dovedesc fără echivoc faptul că zona rezidențială din spatele blocurilor turn a fost locuită din cele mai vechi timpuri. Delimitarea vetrei inițiale de locuire ne este dată de descoperirile făcute de-a lungul timpului în acest perimetru, fie că vorbim de zona spitalului, fie că vorbim de aceste blocuri geauri, în momentul în care s-au construit în anii 1970, a fost recuperat foarte mult material arheologic, se află la Muzeul Județean Olt, chiar în anul 1997, deci recent, în fața ultimului bloc turn, geaul acesta de pe Cornișei, noi am găsit 5 vase întregibile din cultura neolitică, 5500 ante-Hristos, de o frumusețe cu totul și cu totul remarcabilă. De asemenea, au fost făcute descoperiri în curțile, în grădinile oamenilor de pe strada Pitești, care urcă, iată, până acest perimetru. Iar săpăturile arheologice care se desfășoară în această perioadă scot la iveală o parte importantă din istoria Slatinei. Iată că sub străzile pe care mergem, sub blocurile în care locuim sau în casele în care locuim, cu mii de ani în urmă, în pământ a pulsat o viață pe care acum noi căutăm să o aducem la lumină prin prisma descoperirilor care vorbesc de civilizația creată, de modul de viață. Uite, un chirpic ne spune că aici a fost o locuință, fragmentele ceramice ne arată vasele pe care ei le foloseau în uzul gospodăresc, uneltele pe care le confecționau din corn de cerb, din os și mai ales din piatră. Și eu cred că este important ca slătinenii să-și cunoască temeliile și terasa stângă a Sopotului este o temelie pe care s-a dezvoltat Slatina ulterioară. Toate aceste complexe indică o locuire clară din mileniu 5 înainte de Hristos, deci foarte, foarte de mult, ceea ce aduce o contribuție chiar istoriei orașului Slatina. Și nu numai atâta, cercetarea are avantajul că documentează aceste complexe. Aceasta întregește imaginea despre situl arheologic Slatina din strada Pitești, așa cum este recunoscut în lista monumentelor istorice. În primul rând, se dovedește clar acum, grație cercetărilor noastre, că nu ne aflăm în zona de protecție a situlului, cum se presupunea, ci suntem în situl arheologic, practic. Limitele situlului sunt mult mai mari, deci sunt descoperiri, considerăm noi, destul de importante pentru istoria orașului, în primul rând. Șantierul arheologic de pe Alea Viorelelor va rămâne deschis până când cercetătorii vor săpa tot perimetrul pe care urmează să fie construit blocul de locuințe. Toate obiectele și dovezile descoperite vor fi expuse la Muzeul Județean.